bancheta asta. Haide, Cel care l-a scos pe bărbat din mașină a fost un vecin. Acesta a crezut că șoferul murise asfixiat cu monoxid de carbon, însă cel aflat la volan era mort de beat și adormise cu piciorul pe accelerație. Am crezut că este mort în momentul în care l-am văzut, dar nu a fost, fericirea lui e bine. Păi și ce s-a întâmplat? Era băut? Da, este sub influența alcoolului, persoana respectivă și probabil a venit de undeva sau a vrut să plece și a rămas cu piciorul blocat pe accelerație și dormea. L-ați salvat, cum are? Probabil, asta mi-e și meseria. Cu băuți, uită motorul, se duc motorul pornit, tură la ea. În locul unu, cu piciorul pe accelerație, tură la ea și cred că l-a făcut acesta. Era în mașină? Eu când veni nu mai era, nu era în mașină. Și a pus foc singur la mașină? Nu. Dar ce s-a întâmplat? Probabil că tură la mașină până s-a prins. Văzând flăcările înalte de câțiva metri, proprietarii mașinilor parcate în apropiere s-au speriat că incendiul se va extinde și la autoturismele lor. O fi curs și vreun strop de benzină, s-o fi încins stopa eșapament, chiar nu știu exact să vă spun. Dar erați aici în zonă? Eu stau aici, am bloc la etajul 6. Și ați văzut fum sau ce? A văzut colegul meu, m-a sunat și am coborât de am tras mașina cu avem exact lângă el. V-ați spus că o să ia foc și da, bineînțeles. Pompierii au reușit lichidarea incendiului și eliminarea riscului producerii unei explozii. Am intervenit cu un pistol de apă și l-am lichidat. Exista pericol de explozie? Exista în momentul care dacă s-a prindat rezervorul și cantitatea de combustibil, respectiv benzină, care se afla în rezervor. Ați găsit șoferul înăuntru? Nu, n-am găsit șoferul. Deocamdată, împreună cu poliția, trebuie să-l identifică, să vedem cine este autorul, cine este proprietarul acestui logan. Cauza probabilă supraîncălzire? O stabilim împreună cu poliția. Focul izbucnit a distrus o triplă, tapiseria din portbagaj, instalația electrică și a avariat roata stângă-spate autoturismului parcat în zona 9 Mai. Polițiștii au continuat cercetările pentru a da de urma proprietarului autoturismului.